avem și noi episod nou de ce mașină să-mi cumpăr. De data asta cu buget de 40.000 de euro. S-a muncit, nu? S-a muncit, s-a căutat. Da, la 40.000 oferta este foarte variată, adică îți poți lua și coupe-uri, mașini de Corazon, așa. Îți poți lua și SUV-uri, pentru că sunt populare și bifează foarte multe dintre nevoile utilizatorului modern, dar îți poți lua și sedanuri, de exemplu, sau coupe-uri în 4 ruși. Eu am ales 3, adică BMW X1, da? Un SUV mic care cumva a devenit mare, așa, numai când te uiți la el, se pare că... Okay. E de impact. DS7, un brand francezesc nou și care știe să facă act de prezență. Și Mercedes-Benz CLA Coupe, un coupe cu 4 uși, care se încăpățânează să îmbătânească efectiv. Bine, hai să vedem ce s-a întâmplat la filmare și ne întoarcem imediat după. Dacă vrei să-ți iei un BMW, dar nu ești împăcat cu grilele din ce în ce mai mari ale modelelor recente, am eu o idee pentru tine. Îți iei un BMW mai mic, pentru că dacă mașina e mai mică, și grila este mai mică. Mă rog. BMW X1 a ajuns la a treia generație și din 2009 până acum a crescut în dimensiuni, promite mai mult spațiu și a adoptat mai multă tehnologie. Motorizarea entry-level în cazul lui X1 are 1,5 litri, 3 cilindri și până la 170 de cai putere. Iar dacă vrei un motor pe benzină mai puternic, poți opta pentru o unitate cu 4 cilindri, 2 litri, cu 218 cai putere și tracțiune integrală. La diesel, povestea este oarecum similară. Ai un motor de 2 litri cu 4 cilindri, 150, 163 sau 211 cai putere, iar cu excepția echipării mai modeste, restul motorizărilor primesc sistem mild hybrid. Prețurile pentru X1 pornesc de la 38.500 de euro, iar dacă optezi pentru motorizare diesel, atunci trebuie să pregătești minim 40.500 de euro. În cazul lui X1, în pachetul de dotări standard, cel puțin la exterior, primești faruri LED, stopuri LED, jante din aliaj și haion cu operare electrică. În interior, X1 primește cadotări standard, volan îmbrăcat în piele, climatizare pe două zone, acest frumos ecran curbat cu instrumentar de bord digital și cu cea mai nouă iterație a sistemului de infotainment de la BMW, căruia îi lipsește rotița iDrive, dar care este cât se poate de modern și răspunde foarte prompt, plus că arată foarte bine. La capitolul sisteme de asistență, BMW X1 primește în standard asistentul la parcare cu cameră video pentru marșalier și pilotul automat cu funcție de frânare. Iar dacă nu vrei să te pierzi în lista lungă de opționale pe care X1 le are de oferit pentru tine, poți să alegi un pachet care vine cu mai multe dotări incluse. Iar dacă ești în căutarea unui SUV compact, dar vrei ceva diferit, atunci lasă-te pe mâna francezilor de la DS și cumpără-ți un 7. Așa se cheamă modelul, 7. DS7 stă pe platformă comună cu Citroen C5 Aircross, cu Peugeot 3008 sau cu Opel Grandland, însă se diferențiază de acestea nu doar prin design, ci și prin poziționare. DS este un brand tânăr de prin 2017 care aspiră către clasa premium. Iar asta se reflectă poate cel mai bine în lista de dotări standard ale lui DS7, care includ stopuri LED, faruri eco-LED, jante din aliaj, oglinzi exterioare încălzite cu operare electrică, plus la interior volan îmbrăcat în piele, ecrane mari de infotainment, climatizare pe două zone, plus o suită de sisteme de asistență pe care în cazul altor producători le găsești la capitolul opțional. Iar stopurile astea frumos desenate cu aspect 3D au fost inspirate de solzi de reptilă. DS7 este disponibil în România ca diesel sau ca hibrid plug-in. Motorizarea diesel are 1,5 litri, 130 de cai și 300 de Nm și punte față motrică. Transmisia? Automată, firește. Cu tocul de VA, prețul de pornire a lui DS7 este de 40.200 de euro în versiunea diesel. Mai sunt câteva detalii de reglat aici colo în DS7, însă este de apreciat efortul pe care îl depun cei de la DS pentru a te face să te simți regește în mașinile lor. Însă, indiferent cum ți-l configurezi, fii convins de un lucru. În DS7 vei fi tratat cu originalitate franțuzească, chiar dacă asta înseamnă că va trebui să cauți la început anumite butoane pentru că nu sunt acolo unde te-ai aștepta să fie. De exemplu, butonul de start este aici. Ah, și vine și cu ceas, am uitat să vă spun. Apropo de ceasuri, băieți, ce aveți pregătit pentru mine?
Eu am văzut că ați ales două mașini germane din cele trei finaliste și am adus și eu un ceas made in Germany, un brand foarte interesant, Laco, care face ceasuri pentru piloți, începând cu 1925 încoace. Și ceasurile astea sunt foarte apreciate de pasionații de ceasuri, pentru că reproduc modele făcute de Laco de după 1930 încoace. Oricum, oferta e variată din ce știu eu la Laco, nu? Foarte variată. 39 de mm, 40 de mm, 42 până la 45 și prețuri de la circa 400 de euro la 2000. Bun, deci design special, legendă, istorie, suntem bine, mergem mai departe. Probabil că nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar am să o spun totuși. Acesta este Mercedes-Benz CLA Coupé, un model care a debutat în 2013 și care a trecut cu brio testul timpului. Dacă se mă întreb pe mine, CLA este un sedan foarte frumos desenat. Dacă se întreb pe nemții, eu să spună că este un coupé în patru uși. Dar ca să-ți fie mai ușor să-l poziționezi în gamă, o să spun așa. CLA este poziționat între clasa A și clasa C. A doua generație a lui CLA a crescut cu vreo 5 cm în lungime, dintre care vreo 3 au fost apartamentul. Însă acest surplus a fost cheltuit mai degrabă pentru a face mașina mai frumoasă, pentru că la capitolul spațiu interior, ei bine, e o mașină frumoasă. În cazul în care te-ai îndrăgostit de formele astea a lui CLA Coupé, dar ai nevoie de ceva mai mult spațiu, ai nevoie de practicitate, să știi că există și o versiune break a acestui model, care se cheamă CLA Shooting Break și care nu costă cu mult mai mult decât versiunea sedan, coupé în patru uși, pardon. Apropo de prețuri, pentru CLA, 38.000 este prețul de pornire în cazul versiunilor pe benzină sau 39.300 pentru cele diesel. Sub capotă, CLA primește numai puțin de 10 combinații diferite de motorizări și de tracțiune, adică ți-l poți lua cu tracțiune față sau cu tracțiune integrală, cu motoare pe benzină cu până la 224 de cai putere sau diesel cu până la 190 de cai putere și desigur ai și un plug-in hybrid care nu vine cu tracțiune integrală, însă vine cu transmisia automată. Apropo de asta, doar echipările entry-level ale fiecarei motorizări vine cu transmisie manuală, altfel, desigur, ești răsfățat cu transmisia automată. Altfel, în echiparea de bază a lui CLA Coupé, primești lumini LED, faruri LED, jante din aliaj de 17 inch, iar la interior primești plafon din stofă neagră, acest volan multisport îmbrăcat în piele, iar sistemul de infotainment MBUX vine cu diagonală de 7 inch, la fel și instrumentarul de bord, însă pot fi upgradate până la 10,25 de inch amândouă. Iar în privința designului, și interiorul lui CLA Coupé a trecut cu brio testul timpului, pentru că e de actualitate și arată așa de mare angajament. Acum că am văzut materialul, inevitabil vine întrebarea cu care dintre mașinile astea ai pleca acasă, George? Da. Răspunsul este foarte simplu pentru mine. Mi se pare că BMW X1 este mașina cu care aș pleca eu acasă. Mi se pare că a crescut așa foarte matur mașina asta și că poți să o conduci în orice condiții. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu bugetul ăsta. Dar pe de altă parte trebuie să și spun că ăsta este un moment în care se aplică din nou teoria mea că în principiu niciuna dintre mașini nu este o alegere proastă, ci este mai potrivită sau mai puțin potrivită pentru nevoile tale. Și atunci, practic, răspunsul este unul singur și este la voi. Intrați pe cemașină.superspeed.tv și hotărâți-vă acolo, din opțiunile prezentate de noi, care vi se potrivește mai mult. După care mergeți și faceți un test cu mașina respectivă și vă dați seama dacă vi se potrivește cu adevărat sau nu.